Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, în colaborare cu Agenția Universitară a Francofoniei, derulează începând cu anul universitar 2017-2018 un proiect de susținere a specialiștilor în limba franceză prin angajarea unui lector francofon pe durata unui an universitar. În cadrul acestui parteneriat, sprijinit și de Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, Centrul de Reușită Universitar al Universității Ștefan cel Mare și Alianța Franceză din Suceava, noul lector de limba franceză la Suceava, Nicola Magnen, inițiază o serie de activități sub genericul Să descoperim cultura și actualitatea francofonă. Nicola Magdan propune studenților Universității Ștefan cel Mare din Suceava și cursanților Alianței Franceze Suceava cursuri de conversație, prin care dorește să încurajeze studenții suceveni să se exprime cât mai fluent în limba franceză. Cursurile au loc în fiecare joi între orele 14-18 pe aplicația Zoom și se vor desfășura până la încheierea anului universitar. Nicola Magnen a fost lector de limbă franceză la Universitatea Pedagogică din Craiova, Polonia, iar în prezent urmează cursurile unui masterat în didactică la Universitatea Sorbonne Nouvelle, Paris. Chiar dacă situația epidemiologică actuală îl împiedică să vină în România, iar cursurile au loc doar în variantă online, tânărul lector speră că întâlnirea cu studenții suceveni să-l ajute să descopere lucruri noi despre această regiune, pe care nu a reușit încă să o viziteze.